Bine v-am găsit la emisiunea Întrebări Dificile, sunt Andreea Groze și alături de mine astăzi este Cristian Tocaș. Bine ai venit, Cristi, la emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Cristi, dacă ai putea să ne spui câte ceva despre tine, familia ta, cine ești, de unde vii? Cristian Tocaș este numele meu, așa cum ai spus. Sunt născut în Satu Mare, dintr-o familie mixtă. Tata este ortodox, a fost ortodox, mama a fost catolică, ambii au decedat, din păcate. O familie destul de disfuncțională, aș spune, din multe puncte de vedere. Mai am încă doi frați și o soră și am fost patru frați. Născut la Satu Mare, dar crescut la București. Crescut mai mult printre străini decât cu frații mei. Sunt mulți oameni străini care sunt mai frați cu mine, între ghilimele, decât frații mei de trup, pentru că n-am petrecut timp foarte mult cu ei. Diferența dintre mine, care sunt fratele cel mai mare, și fratele următor, Florin, este de un an și o lună. Și, practic, pe vremea Ceaușescu nu erau 2 ani de zile în care să-ți crești copilul, erau doar 3 luni. Și atunci, practic, eu am fost crescut de bunica mai mult, până pe la 5 ani, care era la Tarna Mare, undeva pe granița cu Ucraina actuală, la vremea respectivă era URSS încă. După aceea am petrecut destul de puțin timp în Satu Mare, de la 4 ani jumate, 5 ani, până pe la 14, după care eu am plecat la București. Timpul n-a fost neapărat foarte lung pe care l-am petrecut împreună cu familia, însă a fost destul de tumultos, cu multe probleme. Tatăl meu a fost alcoolic, cu toate că el până la 24 de ani n-a băut niciodată. S-a apucat de băut după 24 de ani, după ce s-a căsătorit. Însă era tipul scandalagiu, făcea foarte mari probleme și nu s-a înțeles niciodată cu mama mea și eu ținut-o numai în bătăi și scandaluri. Și cumva problemele astea m-au determinat pe mine la 14 ani să iau decizia să plec de acasă, să plec la București, să-mi găsesc un rost în viață. Cumva toată viața, chiar dacă mai în glumă, poate mai în bat jocură. Unii copii îmi spuneau tot că acesta e norocos. Acum, uitându-mă în spate, îmi dau seama că n-a fost noroc, a fost Dumnezeu care m-a păzit de multe ori, care m-a ocrotit de multe ori și mi-a dat viață de multe ori, pentru că am trecut prin multe situații limită și Dumnezeu mi-a păstrat viața și am mers mai departe. La 14 ani ai plecat de acasă, da, din proprie voință? M-am dus dimineața la școală. Eu eram înscris la școala de meserii la Satu Mare, la forestier, la secția de sculptură intarsie. Și pur și simplu seara, în loc să merg acasă, am urcat în trenul de București și am plecat la București. Asta cred era undeva 14 februarie. 13 februarie, că pe 14 februarie când am ajuns la București dimineața s-a anunțat scumpirea biletelor de tren. Deci din dimineața respectivă, biletul de tren Satu Mare București începea să coste 15.000 de lei de la vremea respectivă. Să înțeleg, Cristi, că ești un... Stau și mă uit la tine astăzi aici și am înaintea mea un om pe care îl cunosc cât de cât și știu că ești un om familist, un om care s-a realizat și aud povestea ta de copil care provine dintr-o familie disfuncțională, cu foarte multe probleme, cu foarte multe răni. Un copil care la 14 ani a fugit de acasă, practic, da, că asta s-a întâmplat. Da. Ai devenit un copil al străzii. Da. Și întrebarea dificilă, că suntem la emisiunea Întrebări Dificile, pe care aș vrea să o adresez astăzi, este cum se poate ca dintr-o familie atât de disfuncțională, totuși să avem în fața noastră un om credincios, un familist convins, un om responsabil, un om care a luat viața și a realizat ceva extraordinar. Într-adevăr, astăzi eu sunt căsătorit cu Rebecca. Ea vine dintr-o familie de credincioși, părinții ei au locuit la Deva. Am 3 băieți, David, Jonathan și Aris. Și mulțumesc Dumnezeu în fiecare zi pentru ei. Și cumva, în general, alergăm după ceea ce nu avem. Și urmărim
mereu, exact ca și măgărușul, mărul acela sau morcovul care este în fața noastră și este cumva firesc. Dacă n-am avut exemplul unei familii funcționale acasă, să-mi fi dorit și să fi alergat cu tot din adinsul spre a realiza o astfel de familie. Cu tot din adinsul, eu, de exemplu, mă feresc complet de alcool sau de băuturi care, spune, nu au alcool. De exemplu, eu nu beau nici măcar cocktailuri care nu au alcool, dar poate fi adăugat. De ce? Pentru că nu-mi doresc să cunosc gustul respectiv. E un mod în care te protejezi de ceva ce e în familia ta și ar putea să fie o capcană pentru tine. Bineînțeles. Deci fugi, nu? Fugi de anumite lucruri care ar putea să fie periculoase. Eu cred că noi oamenii nu suntem imuni la nimic. De cele mai multe ori, dacă spunem că suntem imuni cu privire la ceva, posibil că viața încă nu ne-a încercat suficient. Nu ne-am lovit de așa ceva. Și am totuși experiența faptului că au fost situații la 18 ani, la 17 ani, când spuneam, domnule, eu niciodată nu voi face X sau Y. Și s-a întâmplat că viața mi-a dovedit că, în realitate, se vor întâmpla, că eu mă voi schimba. De exemplu, la 20 de ani, făceam sonorizare la București, la Biserica Râul Vieții și săream câte un metru, așa, în sus. Și am zis, eu nu o să fiu niciodată așa conservator și la locul meu. Dar îmi dau seama că odată ce m-am maturizat, m-am îmbătrânit, îmi doresc lucruri diferite, îmi doresc să fiu ceva mai liniștit. Și la 20 de ani nu puteam să concep. Dar, de adevăratele, prin experiență, noi ne transformăm. Asta e realitatea, că ne transformăm. Și eu mă bucur că Dumnezeu, prin toate experiențele care uneori par traumatizante și de multe ori Dumnezeu nu își cere scuze. Pentru că îi spune cuvântul lui, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Jobul nostru este să-L iubim pe Dumnezeu. Și până la urmă El, din toate experiențele respective, face ceva. Eu, de exemplu, am lucrat în cea mai mare parte ca și manager de raion, după aceea ca și achizitor în mai multe companii. Nu aș fi putut să fiu omul acela perseverent, dârz, suficient de sceptic, dar suficient de naiv încât, de exemplu, să merg în direcția unor produse inovatoare noi sau piețe noi, dacă nu l-aș fi avut pe Dumnezeu, care să mă vindece de traumele plecării de acasă, mers în necunoscut, cunoscut foarte mulți oameni, contexte dificile, nu aș fi putut să le fac pe toate astea. Poate ar fi trebuit să fac niște școli pretențioase, să înțeleg niște lucruri, dar n-am făcut toate lucrurile astea. Am făcut școli, într-adevăr, dar nu unele super pretențioase. Acum ne întoarcem un pic la povestea ta. La 14 ani, ai fugit de acasă, da. Ai devenit copil al străzii, ai trăit pe stradă? Am trăit pe stradă on and off, fiindcă eu îmi doream foarte mult să ajung în Australia. Adică pentru mine gara de nord din București era un fel de stație în care ajungeam, doar ca să prind următorul tren cu care să merg către Istanbul. M-au prins și m-au trimis înapoi, cred că de vreo 20 de ori. Și cred că tot de vreo 20 de ori am mâncat bătaie grav de tot. Acasă, la tata? Nu, în gara de nord. Te-au trimis înapoi acasă, nu? Nu, niciodată. Unde? Ca să înțelegeți și voi cât de tar sunt oamenii ăștia de la poliție, eu întotdeauna am declarat cum mă cheamă. Tocaci Ioan Cristian. De unde ești? Botiz, județul Satu Mare. Cum se cheamă părinții tăi? Tocaci Ioan, Tocaci Agneta. Unde stai? Botiz, strada Miruței, număr 16. Nimeni nu m-a crezut, nimeni n-a verificat. Părinții mei mă căutau prin Austria, prin Ungaria. Ei au crezut că eu am plecat în vest să-mi găsesc un rost, cum au făcut foarte mulți oameni după Revoluție. El a luat-o de la 14. Nu, nici într-un caz. Și unde te trimiteau? La centru de copii? Sau nicăieri. Pur și simplu, în gara de nord îți dădeau drumul și te lăsau pe peron. Am înțeles. Deci atât de mult de păsa. Nu le păsa absolut deloc. Într-un final am reușit să ajung la Istanbul, am reușit să ajung să vorbesc și cu cineva care se ocupa, era capitanul unui vas care căra cereale sau ceva.
incident sau așa, chiar avea drum spre Asia de Sud-Est, respectiv până la urmă și în Australia, dar omul mi-a zis așa în felul următor: băiete, nu știu de ce, îmi pare ceva deosebit cu tine. Du-te acasă, du-te în România, fă cât de multă școală poți tu să faci, pentru că altfel ai să fii sclav oriunde o să te duci, toată viața ta. M-am dus la gara centrală din Istanbul, m-am suit în tren, m-am pus normal pe bancă, a venit controlorul, m-a prins fără bilet. Eu totuși, vezi, venind dintr-o familie așa de puțin interesată de mine, m-am uitat la foarte multe documentare în limba maghiară, care erau pe televiziunea maghiară. Și știam că am drepturi, știam că n-au voie să mă bată mai mult decât nu știu cât, știam că n-au voie să mă rețină mai mult de nu știu câte ore, știam că am voie să primesc un avocat și asistență consulară din partea statului român, toate nebunile astea. Și pur și simplu când a venit omul, nu i-a zis că n-am bilet, i-a zis doar că sunt cetățean român, vreau să ajung înapoi în România, nu am documente și nu am nici bilet de călătorie. Și aia înseamnă că ei trebuiau să înceapă procedura să mă predea autorităților române, care putea să dureze maxim 3 zile sau 7 zile în condiții speciale. Și am ajuns înapoi în România destul de facil. Chiar pe drum au fost 3 sau 4 familii de prin Buzău care aduceau blugi și haine din Turcia la momentul respectiv, care au vrut să mă înfieze numai pentru modul în care am reușit să vorbesc cu persoana respectivă, care erau fie controlorul de tren, fie ofițerii de frontieră. Zic, domnule, noi vrem să te înfiem. Eu nu mi-am dorit treaba asta. Eu am dorit neapărat să ajung la București. Și în București, în gara de nord, venea o fundație, Viață și Lumină. Oamenii ăștia aduceau în fiecare zi sandvișuri și oferau asistență medicală. Copiii străzii, trebuie să înțelegem că erau foarte violenți. Nu neapărat că ar fi vrut ei să fie violenți, dar pentru că de multe ori abuzau de diverse substanțe, nu puteau să se controleze, intrau în tot felul de conflicte care escalau și atunci se răneau destul de grav uneori. Și eu aveau asistenți medicali, voluntari de prin Norvegia, de prin Suedia sau din România, care veneau cu un autocar acolo. Dar de fiecare dată când veneau, ei întrebau, exact ca la biserică, după o predică: mă, cine ar vrea să se predea? Cine vrea ca Iisus Hristos să fie? Ei nu întrebau asta, îmi ziceau: mă, cine vrea să vină la centru? Uite, oferim asta, o casă curată, poți să mergi la școală. Eu când am plecat de la Satu Mare, mi-am dorit să fac școală, mi-am dorit să învăț ceva, mi-am dorit să fac ceva. Și când am auzit treaba asta, domnule, poți să mergi la școală, poți să înveți, pentru mine asta a fost cel mai important lucru. Și am zis, domnule, eu vreau să vin. Acum, procesul era destul de simplu. Te luau, te duceai cu autocarul, îți ardeau toate hainele tale, îți făceau o baie, te rădeau un cap frumos, te dezinfectau, îți dădeau niște haine noi, după care mergeai și aveai un interviu cu directorii centrului. La momentul respectiv, directorul centrului era Marinica Marian împreună cu Florin Ianovici, care la vremea respectivă era doar avocat, acum este și păstor, este și profesor de psihologie și așa mai departe. Un om care, la fel, s-a realizat și s-a dezvoltat enorm. Nu știu ce am zis. Dar peste ani mi-a zis, mă, Cristi, ai intrat în birou așa, nu păreai tu foarte diferit de ceilalți oameni, dar modul în care vorbeai, zice, el era absolvent de drept. Zice, eu nu mă așteptam cineva să vină cu un discurs și cu un bagaj de cuvinte pe care să-l folosească la nivelul acela, decât cineva cu școală multă. Și mă uitam și zic, bă, din copilul ăsta ies niște cuvinte care, mă, normal, n-ar trebui să fie acolo. Sau nu așa. Și oamenii au fost de acord să mă ia imediat. Și a fost un proces prin care părinții mei au fost decăzuți din drepturi. Nu prea a convenit tatălui meu, el a fost foarte rănit de treaba asta. Într-un fel, acum, după ani, eu îmi dau seama că cumva el cred că s-a refugiat în alcool. Și la un moment dat n-a mai găsit ușa de ieșire de acolo. Tot peste ani eu am înțeles că alcoolul este unul dintre drogurile de care nici nu e foarte indicat să te lași brusc. Pentru că există anumite căi neuronale care pot fi întrerupte și pur și simplu există posibilitatea unei morți subite în cazul celor care sunt alcoolici. Și de acolo
greutate cu care oamenii se lasă și toate problemele asociate. Însă exista ceva. El tot timpul avea o furie de asta reprimată. El dacă era treaz și nu era beat și cerai haina de pe tine, tot dădea. Deci nu era un om rău. Nu era un om așa malițios. Dar că alcoolul transforma în altcineva. Exact. El în momentul în care consuma alcool, își aducea aminte de probleme de acum 20 de ani. Își aducea aminte de toate frustrările și nenorocirile posibile pe care dacă le-ar fi adresat într-o manieră corectă atunci, nu le-ar fi adus în momentul respectiv într-o manieră destructivă. Cristi, în timp ce tu vorbești și îmi povestești aceste lucruri, eu văd două destine. Destul de asemănătoare și totuși complet diferite. Uh-huh. A unui om care a ales alcoolul ca metodă de a-și alina durerea și de a-și vindeca rănile, în încercare de a-și vindeca rănile, deși nu, clar nu a reușit, doar s-a adâncit mai mult în durere și a început el să foace răni familiei lui. Păi. Și un alt om rănit, cu răni adânci, dar care a făcut câteva lucruri, a înțeles responsabilitatea lui, da? Pentru că asta spuneai. Când ne-au chemat la centru, i-am zis, ok, vreau să fac ceva, vreau să învăț. Când am auzit că acolo pot să învăț, ai hotărât, vreau să aleg drumul acesta. A fost responsabilitatea ta, chiar dacă erai un copil. Da. Toate în providența lui Dumnezeu. Exact. Care s-a manifestat prin omul din Istanbul, care te-a trimis, a zis, du-te acasă și învață. Care s-a manifestat prin faptul că a trimis oameni la Gara de Nord, da, o fundație care se ocupa cu copiii străzii. Aceasta este providența lui Dumnezeu, purtarea lui de grijă, în modul în care el constant veghea asupra ta. Chiar și atunci când tu nu înțelegeai. Și mă gândesc și la responsabilitatea celor creștini din fundație, da, care au înțeles că trebuie să-și manifeste credința în societatea în care trăiesc. Și toate aceste lucruri, cele trei lucruri, responsabilitatea ta, a celor creștini care și-au înțeles rolul și menirea, providența lui Dumnezeu, au venit toate împreună și au lucrat înspre a te ajuta să devii cine ești astăzi. Da, produsul finit. Interesant este că cumva Dumnezeu a lăsat să nu am, nu și-a dorit, dar a lăsat să nu am pe tatăl meu și pe mama mea adevărată, dar am avut 4-5 mame, niște doamne care erau surori din bisericile de prin București care lucrau la fundație, mai mulți tați, de la fiecare am învățat câte ceva, de la fratele Ianovici, ambiția de a învăța, de a fi extrem de bun, competitiv, de la un alt frate hărnicie, de la unul un pic mai multă înțelepciune, chibzuință și mai departe. De la fiecare eu am luat câte ceva și practic eu din 4-5 pot să-mi construiesc acel părinte perfect pe care în mod normal cam nimeni nu-l are și pe care cumva trebuie să-l caute în general. Și când ești acasă în familia naturală, ce nu reușești să iei de la tată, nu neapărat că n-ar vrea să-ți dea, dar pentru că există anumite animozități. Ție ți-e rușine că n-ai o vârstă să-l întrebi, lui cam rușine să-ți zică și atunci găsești pe altcineva care poți să întrebi anumite lucruri și care poate să substituie anumite informații de care ai nevoie la un moment dat. S-a întâmplat, de exemplu, tot la Viață și Lumină, eu am început să alerg. Eu alergam încă de când eram acasă la Satul Mare, am alergat chiar la maratoane, dar eram un copil, un țăran, care mergeam cu vacile pe câmp și de la 20 de km de mers pe câmp cu vacile, am făcut rezistență și cumva la București aveam așa o stare de neliniște, aveam energie multă și m-am apucat de alergat. Și la un moment dat cineva mi-a zis, bă, dar n-ai vrea să faci un sport de performanță? Și așa m-am apucat de atletism. Eu în același timp eram la școala de telecomunicații de acum la București, am făcut colegiul de telecomunicații la București, Gheorghe Arinei, și făceam și sport de performanță, făceam atletism. Dumnezeu m-a binecuvântat și în zona asta de tehnologie să am ceva informații, și în zona de sport să mă perfecționez poate mai mult în răbdare, în perseverență, în lucrurile astea care țin de în disciplină. I-am dezamăgit un pic pe antrenorii mei, că eu când am
terminat liceu, cumva a fost un moment de cotitură în viața mea. Am mers într-o tabără creștină și acolo l-am întâlnit pe Dumnezeu, l-am acceptat în viața mea. Și l-a fost momentul în care eu am virat 90 de grade dinspre IEFS, Facultatea de Sport. Am cotit-o către Facultatea de Teologie și am făcut teologia. Și cumva i-am supărat, dar nu pot zic că îmi pare bine că i-am supărat. Dar nici n-aș putea să spun că îmi pare rău. E un pic contradictoriu, dar am simțit la momentul respectiv că este ceea ce trebuie să fac și că nu ar trebui să îmi pese ce simt alții cu privire la viața mea în afară de mine. Era important să fac ceea ce simt eu, nu să trăiesc o viață de frustrare, bă, dar aș fi putut să fac și eu n-am făcut. Sau ar fi trebuit, simt că ar fi trebuit și n-am făcut. Și ăla a fost momentul în care am zis, bă, merg și fac facultatea de teologie. De ce nu ai rămas să-ți plângi de milă? Uite, trăim într-o societate și într-o generație în care foarte ușor suntem supărați, foarte ușor ne șifonăm. Cumva suntem generația victimelor. Deci și luăm această scuză pentru a nu acționa. Ne scuzăm, nu am reușit să fac ceva cu viața mea pentru că vin dintr-o istorie foarte grea. De ce n-ai luat această poziție a victimei? Ce te-a determinat să lupți? Toată viața am fost un luptător. Bunica mea era nemțoaică și ea m-a crescut și tot timpul ea a văzut în mine mai mult decât am văzut eu în mine. Cumva un lucru care nu l-am mai întâlnit după aceea în familie, în Satul Mare, când am mers înapoi la 4 ani, 5 ani, a fost faptul că la bunica mea eu eram prințul, eram cel mai tare. Și pentru bunica mea eu eram soarele de pe cer. Acasă la Satul Mare eram unul dintre frați, eventual cel mai mare, responsabil și așa mai departe. Și nimeni nu vedea nimic extraordinar în mine. Și cumva asta era o problemă pentru mine, pentru că eu chiar îmi doream să fac ceva. Și încă de mic nu mă gândeam că viața mea înseamnă numai să pun căpșuni și să culeg căpșuni. Adică eu nu mă vedeam să fac treaba asta, nici să fiu zidar, nu mă vedeam făcând lucrurile astea, mă vedeam, nu-mi dădeam seama exact ce, dar știam că pot să fac ceva mai mare decât pare momentul ăla că aș putea să fac. Pare un clișeu, dar în general vremurile bune sau binele mult face oameni slabi. Face oameni care își găsesc scuze. Mie îmi place să zic oameni, probleme de oameni bogați. Da. Și problemele bogaților sunt probleme pentru ei. Dar în mod normal, dacă vine o situație din cale afară de rea, ei uită imediat de problema respectivă. Adică dacă ia foc casa, faptul că a pierdut programarea la coafor este o non-problemă. Dacă, nu știu, i s-a spart un dinte în gură, dintr-o dată faptul că nu mai are programarea la unghii, nu mai înseamnă nimica. Da? Deci problemele adevărate, întotdeauna de adevăratele, când vin, non-problemele acestea mici dispar. Și din păcate societatea din ziua de astăzi scoate în evidență problemele acestea care de fapt sunt non-probleme. Eu nu zic că nu trebuie să discutăm despre ele, pentru că pentru oamenii respectivi, fiind educați în direcția respectivă, ele au un impact. Ele au un impact. Dar ar trebui să le dăm locul potrivit, așa? Dar ce am putea să facem și ceea ce Dumnezeu ne spune să facem, este să ne mutăm din ele. Și noi ar trebui să nu avem rușinea sau teama să spunem, tinere, fă ce vrei tu în tinerețea ta, poți să faci ce vrei tu, dar trebuie să ții minte un lucru. La un moment dat vine nota de plată. Tu nu o să fii tânăr veșnic. Vrei să trăiești, să nu dormi nopțile. La 30 de ani, probabil să ai probleme de memorie, cum aveau bătrânii noștri, la 70. Mânci aiurea, s-ar putea ca la 40 de ani să ai disfuncții și tot felul de carențe în organism, care, în mod normal, ar trebui să fie pe la 60-70 de ani.
E alegerea ta. Dar noi de multe ori evităm să le spunem adevărul ăsta care pare dur. Dar asta e adevărul. Tu faci ce vrei. Da. Dar există consecințe. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii noastre. Îți mulțumesc foarte mult, Cristi, că ai fost alături de noi. Eu am înțeles următoarele lucruri. Cât de important a fost figura bunicii tale, acea figură de atașament, de iubire, care ți-a dat încredere în tine și care cumva a rămas acea voce din capul tău, poți mai mult. Exact. Ești mai mult decât atât. Modul în care Dumnezeu a vegheat asupra ta, inclusiv prin bunica ta. Corect. Că a pus acolo în viața ta. Până la urmă Dumnezeu așează oameni în viața noastră, mai importanți, care sunt pe o perioadă mai lungă de timp în viața noastră, poate doar coincidențe sau întâmplări de o zi, de un moment, ca acel om din Istanbul, fundația care și-a asumat responsabilitatea socială pe care o avea, dar acea providență constantă a lui Dumnezeu, acea veghere a lui asupra ta, m-a conștientizat și mai mult ce important este noi creștinii să înțelegem că nu suntem lăsați aici doar ca să fim și să așteptăm venirea Domnului și să ne uităm la ceas cât mai trece până vine Domnul, ci să mergem în lume, în lumea asta plină de durere, plină de nevoi și să fim pentru oameni acea mână întinsă, acel braț deschis care să-i ridice, care să-i ajute, care să-i direcționeze. Spune că ai avut multe mame și mulți tați, exact, de la care ai învățat de la fiecare și important este să fim modele, important este să fim acea imagine a lui Hristos, correct, de la care cei din jur se poată învăța și cât de important este atunci când Dumnezeu îți deschide ușa, Cristi, să intri pe ea, să-ți asumi responsabilitatea, da, să te ridici din locul acela unde ești jos, să nu-ți mai plângi de milă, ci să te ridici cu încredere în Dumnezeu și să pășești spre ceea ce El deja a pregătit pentru tine. Exact. Mulțumesc foarte mult, Cristi, că ai fost alături mare de drag noi. Mulțumesc ascultătorilor noștri că au fost alături de noi și vă așteptăm la emisiunea Întrebări Dificile.